Psihologia de simț comun învață că răspunsurile psihologice, emoțiile și comportamentele noastre sunt generate de evenimentele de viață. Ne învață, spre exemplu, că dacă trăim evenimente pozitive o să ne simțim bine, dacă trăim evenimente negative o să ne simțim prost, o să avem emoții negative. Psihologia științifică însă vine și încearcă să ne spună că nu evenimentul de viață contează atât de mult, ci modul în care noi îl interpretăm. Iar în ceea ce privește interpretarea, există două mari categorii de oameni. Unii se raportează la evenimentul de viață negativ, spre exemplu, într-o manieră irațională, pe care noi o numim lipsă de toleranță la frustrare. Ajung să spună că nu pot tolera evenimentul negativ. Sigur că această perspectivă este una irațională, deoarece când spui că nu pot tolera ceva, înseamnă că trebuie să se întâmple două lucruri. Ori să dispară evenimentul respectiv, ori să dispar tu. În condițiile în care evenimentul există și tu existi, a spune că nu-l pot tolera este o perspectivă irațională. Alții se raportează la situația negativă într-o manieră rațională, o numim noi. Și anume, recunosc faptul că este o situație neplăcută și spun că, ok, nu-mi place, dar pot tolera fenomenul respectiv chiar dacă nu-mi produce plăcere. Îl pot tolera căutând soluții însă la el. Îl pot tolera încercând să ies din situația practică. Aceia dintre noi care ne raportăm, de exemplu, la un eveniment negativ, în acest caz epidemia cu COVID-19 sau știu eu dacă am contractat boala respectivă. Dacă ajungem să spunem că nu pot tolera că mi se întâmplă lucrul ăsta, nu pot tolera că se întâmplă acest lucru, vom dezvolta probleme psihologice complexe, stări de depresie, stări de panică și de anxietate, stări de furie și de agresivitate, uneori sentimente de vinovăție. Iar aceste probleme psihologice ne afectează calitatea vieții, afectează dinamica în cuplu și în familie, iar agregate la nivel social pot să creeze probleme majore. Pe de altă parte, aceia care gândim într-o variantă rațională, pot tolera deși nu-mi place, tolerez și caut soluții să ies din această situație practică, vor dezvolta probleme pe care noi le numim negative, dar sănătoase, adică vor fi triști, dar nu depresivi, vor fi îngrijorați, dar nu panicați și anxioși, s-ar putea să fie nemulțumiți, dar nu furioși și agresivi. Iar aceste emoții negative, dar sănătoase, ne permit să ne luptăm cu situația practică, iar agregate la nivel social nu creează probleme majore, dimpotrivă aduc soluții rezolutive, ne ajută ca societate să căutăm soluții. Așadar, haideți în această perioadă în care ne aflăm să ne raportăm la epidemia cu COVID-19, să ne raportăm la o potențială contractare a bolii într-o manieră prin care toleranța la frustrare este cea pe care o împingem în față și având toleranță la frustrare vom găsi și soluții inovative pentru a rezolva sau a trece eficient peste problema practică. Pandemia este încă o prezență constantă în viața noastră, de aceea vom încerca să înțelegem mecanismele psihosociale discutând cu psihologul Simona Ștefan, conferențiar universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Suntem în condiții de pandemie. Pandemia este o situație complexă, un eveniment activator. Cum se raportează oamenii la pandemie? Cum reacționează? N-aș spune că se raportează toți oamenii la fel la pandemie și, în concluzie, nici reacțiile lor nu sunt similare. Pentru mulți, această perioadă este și va fi în continuare trăită ca o perioadă de amenințare, de incertitudine, de pericol. Alții nu văd lucrurile așa. Unii spun că s-au dezvoltat în pandemie și că această perioadă mai relaxată din punct de vedere al obligațiilor sociale le-a permis să se centreze pe alte lucruri. Deci oamenii se raportează în mod diferit la pandemie, astfel încât reacțiile lor emoționale și comportamentale ajung să fie foarte diferite. Cum ar fi trebuit să reacționeze? Cumva în pandemie am văzut comportamente câteodată pe extreme. Deci, pe de o parte, unii, cei care erau mai degrabă panicați, au avut comportamente excesiv de protective. Eu știu, ritualuri de curățenie sau dezinfectat excesiv. Deci, unii au reacționat în partea asta. Pe de altă parte, am văzut și altă categorie care n-a respectat așa de mult măsurile de siguranță.
ca regulă generală, sentimentul meu a fost de foarte multe ori că mulți oameni n-au reușit să-și dezvolte o nouă rutină de viață. Înainte de pandemie aveai o rutină de viață. În timpul pandemiei, mulți și-au blocat vechea rutină, dar n-au dezvoltat o nouă rutină de viață, ci au făcut comportamente minimale pe perioada pandemiei, așteptând să treacă. Ori dacă asta durează o săptămână, două, poate reușești să faci față cu această strategie. De altfel, da, așa am și crezut noi cu toții la început. Cred că lumea se gândea că e vorba de o lună, două, timp în care, dar ok, restricție totală, cum era atunci, n-ai voie să mergi nicăieri și lumea s-a conformat în mare parte și datorită amenzilor, dar și datorită ideii că este ceva limitat în timp. Ori acum când vedem că este un maraton, nu un sprint, cum spunea un cercetător în domeniu, acum este mai greu să ne raportăm. Bun, și ne-a prins nepregătiți, fiindcă noi nu avem o rutină pentru pandemie, iar oamenii care n-au o rutină de viață, n-au sensul de predictibilitate, n-au sensul de semnificație de multe ori în viață și asta este un factor foarte stresant pentru ei. Ba mai mult, dacă ai blocat vechea rutină, fără să dezvolți una nouă, ea se va întoarce la un moment dat mult, mult mai puternică și asta vedem de foarte multe ori și am văzut când s-a trecut de la starea de urgență la starea de alertă, cum a explodat vechea rutină de viață și oamenii au ieșit pe străzi, la restaurante, au mers în concedii și acum se întorc și se miră că iarăși asistăm la o creștere a numărului de cazuri care arată că pandemia este foarte, foarte puternică. Un fenomen interesant și fiindcă ne apropiem de sfârșitul emisiunii pe care aș vrea totuși să-l abordăm este cel legat de teoriile acestea ale conspirației. Sunt foarte mulți oameni care nu cred în pandemie sau cred că există pandemie, dar nu e atât de periculoasă. Deci oameni care alunecă pe latura asta teoriilor conspiraționiste. Oare de ce există acest segment? Și de ce este atât de gălăgios? Păi, pe de o parte, o cauză se pare că este analfabetismul funcțional și care mai departe se traduce în analfabetism științific, sensul în care oamenii nu cunosc principiile cercetării științifice și nu pot aprecia calitatea informațiilor. Și nu le înțeleg, practic. Da, nu înțeleg informațiile care li se prezintă și nu au cum să discearnă între ce este adevărat sau plauzibil măcar și ce este clar neadevărat. Asta ar fi o cauză. Pe de altă parte, a fost și o situație marcată de incertitudine. Nici specialiști în domeniu nu cunosc toate aspectele legate de virus, fiind un fenomen foarte recent. Și pentru multă lume, faptul că oamenii de știință se contrează între ei este un semn al faptului că știința e slabă sau că nu e metoda potrivită pentru a aborda lucrurile. Da, da. Altfel spus, multă lume nu înțelege știința. Știința nu are răspuns la orice. Știința are unele răspunsuri la unele probleme, ipoteze pentru alte probleme și de aceea se dezvoltă continuu. Că dacă am avea răspuns pentru orice, am închide universitățile, că știm toate lucrurile, nu? Da. Foarte multă lume, într-adevăr, crede că știința trebuie să răspundă la orice și dacă știința nu are un răspuns la momentul X pentru problema respectivă, ne trebuie o abordare alta decât știința, neînțelegând că tot știința o să dea răspunsul, dar poate peste 3 luni, 6 luni sau un an de zile. Da, deci este vorba tot de educația asta științifică pe care oamenii de foarte multe ori nu au la un nivel adecvat. Da. De asemenea, poate că și conținuturile din social media fiind un spațiu nu chiar necenzurat, pentru că se fac eforturi, dar aceste conținuturi de tip fake news s-au tot răspândit și au targetat sau au țintit exact aceste persoane care sunt mai predispuse să creadă în conspirații. Dincolo de ce ai pomenit analfabetism funcțional științific, mie mi se pare că mai sunt două cauze, probabil că o fi mai multe, dar două îmi vin în minte acum, care sunt influente, și anume unu. Faptul că noi am întărit înainte de pandemie pseudo-știința prin tot felul de experți în vrăjitorie, astrologie, abordări holiste pe energie universală, care mai ciudate. Ei, și odată ce am întărit și am adus în spațiu public, la televiziuni, la interviuri și ne făceau prognoze economice, politice și așa mai departe, de ce n-ar face și acum și de ce n-ar avea părere despre ce-i cu pandemia și ce trebuie făcut? Deci asta este o problemă foarte mare și aici cred că mass media de calitate a greșit enorm. Nimeni nu spune să n-aibă o prezență în zona de entertainment, de spectacol, numai că ai dus-o în zona de quality și ai produs confuzie în mintea oamenilor. Și cred că mai este o problemă, dincolo de pseudoștiință, chiar în cadrul științei,
fiindcă folosește experți dintr-un domeniu pentru a se exprima în alt domeniu. Da. Așa cum eu, ca psiholog și om de știință, nu pot să mă exprim totuși în zona sportului ca un expert sau în zona artelor ca un expert, parcă aș vrea ca un mare și faimos actor sau sportiv să nu aibă neapărat păreri ca și cum ar fi un expert despre pandemie, despre virus, despre ce trebuie făcut și așa mai departe. A, că pui întrebări, că vrei să problematizezi, că ești o voce publică și vrei să problematizezi, ok. Problema este dacă te uiți la acești experți din alte domenii care vorbesc despre comportamente psihosociale, despre pandemie, îți dai seama că ei nu problematizează, ei știu. Și atunci asta produce o confuzie foarte mare în mintea oamenilor. Și dacă punem împreună toți acești factori, rezultă acest cocktail în care teoria conspirației este într-adevăr foarte, foarte puternică. După lupte îndelungate cu obscurantismul de-a lungul istoriei, știința și rațiunea umană au reușit să învingă, să ghideze civilizația umană în direcția corectă. Dar apoi au făcut o greșeală fundamentală. Știința s-a retras în laboratoare, în universități, în biblioteci, lăsând spațiu public liber. Astfel încât am asistat la o dezvoltare extraordinară a pseudoștiinței și non-științei în acest spațiu public. Vom încerca astăzi să înțelegem de ce s-a întâmplat acest fenomen, cum putem face să readucem știința în spațiul public pentru a orienta civilizația umană în direcția corectă. Vom face acest lucru cu invitatul de astăzi, domnul Radu Silaghi Dumitrescu, președintele Consiliului Științific din Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Suntem copleșiți în acest moment de ceea ce se cheamă pseudoștiință, non-știință. Sigur, nu mai vorbim de un amestec de prostiere, a intenții, dar pe mine mă interesează în primul rând partea asta de știință și pseudoștiință. Și mă interesează și mă sperie mai ales în conjuncție cu doi factori foarte importanți, și anume, 1, aflăm din 2015, 16, 17, că, spre exemplu, a 40, 41, 42%, depinde de an, dintre tinerii de 15 ani, par să aibă o oarecare formă de analfabetism funcțional, adică sunt oameni care știu să citească, știu să scrie, dar nu ajung în esența textelor respective, nu știu cum să utilizeze cunoștințele învățate în viața de zi cu zi. Și doi, asistăm la o dezvoltare extraordinară a parteneriatului între psihologie și informatică, prin analiza care, prin analiza datelor personale, permite niște predicții și manipulări extrem de precise ale comportamentului uman. Toate combinate mă fac să mă întreb în ce direcție mergem, ce se întâmplă cu civilizația noastră, pierde din nou știința influența asupra civilizației. Și vreau să începem discuția de la studiul pe care tu l-ai făcut, legat de modul în care se exprimă pseudoștiința în spațiu public, mai ales în mass media. Și după aceea, sigur, extindem discuția să vedem cum vezi tu corectarea acestor situații, ce alte implicații sunt. Așa că poate ne spui inițial ceva despre studiul pe care l-ai început și de ce l-ai început. Ceea ce am făcut a fost să identific un număr de 14 teme de pseudoștiință clasică. Cum ar fi? Dă-ne niște câteva exemple. Cuvinte din zona dacopatiei. Sunt instituții de presă care vorbesc excesiv despre zamolxe, despre plăcuțele de la tărtăria pe care scrie că românii sunt cea mai veche națiune, Iisus era dac sau trac și așa mai departe. Asta este o temă. Sunt câteva cuvinte cheie acolo. Apoi din zona numerologiei, Nostradamus, echivalentul său balcanic Baba Vanga, apoi din zona pseudoștiinței mai apropiată de, din păcate, de universități, antioxidanții, superalimentele, nutriția fiind o temă foarte populară. Cu astfel de direcții, în principiu, putem acoperi câteva teme care sunt destul de puțin angajate, să spunem, politic sau pe alte lucruri. Cred că le putem privi ca niște indicatori obiective ai măsurii în care instituția respectivă are sau nu tendința să, scurs spus, să ne mintă. Și atunci am luat numărul de articole care citează, folosesc aceste cuvinte deosebite. Spuneam deosebite, tărtăria, vanga, zamolxe, nu te împiedici în orice articol de ele.
Și l-am comparat cu numărul total de vizualizări, de exemplu, pe care l-avea site-ul respectiv. Asta era o căutare pe pagine de internet ale instituțiilor de presă, televiziuni sau pur și simplu site-uri de știri. Totul în limba română. Ai mers pe... Totul în limba română. Numai instituții din România, sau cu numărul de articole care tratează un subiect pe care eu l-am luat drept, din nou, neutru și non-pseudoștiințific și am folosit cuvântul academia. În general, în presa din România nu se abuzează de acest cuvânt, cred că este și o lege. Și atunci, pe baza raportului dintre pseudoștiință și articolele pe o temă gen academia sau a numărului de articole brut sau numărul de articole pe temă pseudoștiință raportat la numărul total de vizualizări, putem face și o clasificare a acestor instituții de presă. Și ai făcut această clasificare, da? O clasificare în care, de exemplu, putem spera să găsim cuvintele acelea de care am vorbit într-un număr de 2, 3, 4 poate articole în orice instituție de presă legitimă, fiindcă nu poți ignora subiectul. Tărtăria e un loc real, se întâmplă acolo și lucruri serioase, plus că poate o dată pe an poți aminti și despre teoriile pseudoștiințifice care se referă la am găsit o instituție de presă din România, una singură, care într-adevăr se încadrează în această plajă și o poți privi. Am propus un semafor că aici ești pe culoarea verde, adică instituția aceea nu te minte. Restul, și nu le-am analizat pe toate, dar un 90% sănătos le-am încadrat în zona culorii galbene, unde trebuie să fim atenți, sau roșie, unde proporția este imensă. Numărul de articole era undeva între câteva și câteva zeci de mii pe temele acestea. Bun, și tu, practic, n-are sens să discutăm aici exact concret despre aceste instituții. Tu ai publicat articolul ăsta, dacă cineva caută Radu Silaghi pe Google și pseudoștiință analiză, îl duce spre articolul respectiv, unde poate să vadă și acest clasament al instituțiilor pe care tu l-ai menționat, da? Da, este disponibil public și metodologia în detaliu, pentru cine este curios să verifice. Bun, eu chiar încurajez pe cei care se uită la noi să analizeze acest studiu, fiindcă, într-adevăr, există un semafor acolo care îți spune cam în ce zonă culoarea este spre verde, adică credibilitatea sursei este destul de mare, unde e clar că se merge spre roșu, credibilitatea este foarte mică, și ai zona asta de galben în care trebuie să fii atent, adică să analizezi cu atenție informațiile oferite de acolo, cel puțin pe cele 14 teme. Vreau să spun că la finalul studiului poți avea niște surprize, pentru că dacă te uiți la ceea ce se auto-intitulează în România Presa Quality, o vezi amestecată perfect, omogen cu cea care este definită, de toată lumea ca de neîncredere. Acum vorbim cinstit, aproape toate posturile mari de televiziune care, cum ai spus, se definesc Quality, au formal în grila lor emisiuni dedicate pseudoștiinței. Sigur, ei nu le numesc în acest fel, dar sunt analize legate de numerologie, astrologie, cu prognoze economice asupra vieții politice, deci nu pe latură de entertainment și spectacol, ci pe latură care ține oarecum de prognoză riguroasă și prognoză serioasă, deci, da. În opinia mea, dar aici intru un pic pe zona ta de expertiză, genul acela de emisiuni, am urmărit câteva de nevoie, n-au principalul merit pentru audiență, pentru cel care le urmărește, că oferă informație utilă, ci principalul lor merit este că empatizează cu spectatorul, telespectatorul, că este... îi oferă niște judecăți dincolo de îți spune că voi avea să nu bani, modul în care o fac, carisma cu care o fac, considerentele de viață aruncate printre acele date numerologice, acelea fac motivul pentru care dânșii au ăsta este și succesul, audiență. Sau ăsta este mecanismul prin care pseudoștiința are succes, fiindcă adevărul este următorul. Oamenii, în mod natural, au o mulțime de probleme și întrebări legate de viața lor, legate de mediul în care trăiesc, testarea lor de sănătate, știința, inevitabil, nu poate să dea răspuns la toate întrebările pe care oamenii le pot ridica. Poate, dar nu azi. Deci în momentul ăsta, la câte întrebări ridici tu, știința nu poate să dea răspuns. Că în viitor s-ar putea să dea, asta este altceva. Oamenii n-au răbdare, poate răspunsurile vor fi, peste 100 de ani, peste 150 de ani, și atunci, din disperare, unii dintre oameni apelează la răspunsuri date de pseudoștiință, de non-știință.
le dă oarecare speranță. E drept că foarte mulți cheltuiesc și resurse și bani ca urmare a acestui demers, fiindcă este foarte greu, este foarte greu. Trebuie să ai o minte puternică, să ai o atitudine rațională asupra lumii, să poți să tolerezi incertitudinea, să poți să tolerezi lipsa de răspuns la o întrebare importantă, existențială pentru tine. Puțin oameni pot să facă asta și nici nu suntem antrenați în școală și în viață să avem această toleranță la întrebări existențiale la care nu avem răspunsuri. Oamenii cred că răspunsurile psihologice, fie ele emoții, fie comportamente, sunt generate de evenimentele de viață. Ajungem să credem că dacă ni se întâmplă lucruri bune în viață, o să fim fericiți. Dacă ni se întâmplă lucruri proaste în viață, o să suferim. Adevărul este că psihologia științifică ne învață că nu evenimentul de viață contează, ci modul în care noi îl interpretăm. Iar în ceea ce privește interpretarea, există două categorii de oameni. O categorie interpretează evenimentele de viață într-o manieră irațională. De exemplu, ajung să creadă că dacă își doresc ceva, acel lucru și trebuie să se întâmple cu necesitate. Este așa numită gândire irațională, gândire absolutistă. Dacă ai acest stil de gândire, cu siguranță te crezi un mic zeu, fiindcă numai în cazul zeilor dorințele pot să devină automat realitate. O altă categorie de oameni au o abordare mai rațională asupra situațiilor de viață. Și anume, au o gândire flexibilă. Gândirea flexibilă înseamnă trei lucruri principale. 1. Preferință. 2. Motivație. 3. Acceptare. Spre exemplu, astfel de oameni, atunci când se întâmplă ceva negativ în viață, ajung să spună, mi-aș dori să nu se întâmple, fac tot ce depinde de mine în acest sens, dar accept faptul că uneori nu pot controla anumite lucruri. Așadar, atunci când se întâmplă situații negative în viață, cum este, spre exemplu, epidemia prin care trecem, cum ar fi, spre exemplu, știu, contractarea bolii prin epidemia prin care trecem, cei care gândesc în termeni rigizi, absolutiști, nu trebuie să se întâmple, nu pot concepe că s-a întâmplat, nu pot accepta că s-a întâmplat, vor dezvolta probleme psihologice, stări de depresie, stări de anxietate, stări de furie și de agresivitate, spre exemplu, uneori sentimente de vinovăție. Iar aceste probleme psihologice le afectează calitatea vieții, afectează dinamica în cuplu, afectează familia, iar dacă sunt agregate la nivel social, pot crea probleme sociale majore. Pe de altă parte, cei care se raportează într-o manieră rațională, flexibilă la astfel de situații, vor dezvolta emoții negative, tristețe, dar nu depresie, vor dezvolta îngrijorare, dar nu panică și anxietate, vor dezvolta nemulțumire, dar nu furie și agresivitate. Aceste emoții, fie ele negative, ne ajută însă să ne confruntăm cu situațiile practice, să confruntăm problemele pe care le avem și nu generează în jurul nostru alte probleme suplimentare, nu sperie copiii, spre exemplu, nu afectează dinamica în cuplu, nu afectează familia, iar agregate la nivel social nu creează probleme sociale. Deci așa cum vedem în aceste vremuri pe care le trăim, nu este bine să ne raportăm la epidemie sau la contractarea bolii printr-o gândire rigidă, absolutistă, nu trebuie, nu pot accepta că se întâmplă aceste lucruri, nici nu trebuie să fim calmi și relaxați, fiindcă aceste lucruri nu ne ajută să confruntăm problema practică, ci trebuie să avem o atitudine rațională, o gândire flexibilă în termen de îmi doresc să nu se întâmple, fac tot ce depinde de mine în acest sens, dar accept că uneori nu pot controla toate lucrurile. Încerc să fac maximum pentru a ieși din situație, dar accept că unele lucruri sunt de necontrolat. Și dacă avem acest stil de gândire, și reacțiile noastre psihologice vor fi unele sănătoase. Hai așadar să gândim flexibil și rațional în această situație.